S-au efectuat deplasări în teren la școală. Cabinetele medicilor de familie și primărie s-au distribuit substanțe dezinfectante atât în colectivitatea școlară cât și la domiciliul familiilor și la medicul de familie. Au fost distribuite la cabinetul medical reactivi necesari supravegherii membrilor de familie și colectivitate, a declarat directorul Direcției de Sănătate Publică Cluj. S-ar părea că acest focar de hepatită A s-a extins de la un grup de elevi din comunitatea romă. Sunt 5 elevi care nu prea frecventează cursurile, dar care au adus boala la școală. Am luat măsuri în această comunitate și vom supraveghea în continuare, a precizat o sursă din cadrul școlii, potrivit Știri de Cluj. Conducerea școlii din Cojocna nu a informat Inspectoratul Școlar Cluj despre aceste probleme, iar acum urmează să se facă o anchetă.